căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, deci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind de sus, l-a văzut și a zis către el: Zacheu, trebuiește-te și dă de jos, deci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și el, trebuindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta, toți cânteau și ziceau: A intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zacheu, stând în fața Domnului, i-a spus: Iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc în mătrii. Iar Iisus a grăit către el: Astăzi s-a făcut mântuirii casa acesteia, pentru că și el este fiul lui Avram. Fiindcă fiul